Bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Goj 24+. În această seară, alături de noi, se află deputatul PSD, Vasile Popeangă. Bună seara! Să rămână, bine v-am regăsit și salut pe telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune. Astăzi a fost o zi grea pentru partidul dumneavoastră, ținând cum că s-a luat o decizie de excludere a unui membru de partid. Aici este vorba despre domnul primar de la Lelești, Marian Rotaru. Știu că până acum au mai plecat câțiva din membrii PSD. Spuneți-mi cum vedeți dumneavoastră și decizia de astăzi și faptul că o parte din colegii dumneavoastră se îndreptă către alte formațiuni politice. Bun, eu n-aș vrea să mai comentez, s-au făcut atâtea comentarii, s-au dat explicații vis-a-vis de această decizie. Sigur, s-au comentat la momentul respectiv când au plecat și alți colegi. Asta este viața politică dinamică. Totdeauna trebuie să te aștepți. Fie unii nu înțeleg statutul partidului și se iau asemenea măsuri, alții pleacă din proprie inițiativă. Deci, în acest punct de vedere, cred că ceea ce zicea cineva că și în viața publică și în viața politică nimeni nu e de neînlocuit, este valabil. Sunt fenomene normale în orice formațiune politică, mai ales într-o formațiune politică cum este PSD-ul, care este o formațiune politică puternică, se pot întâmpla asemenea lucruri. Astăzi au rămas, cu plecarea de astăzi a domnului Rotaru, au rămas 3 posturi libere de vicepreședinți, da, la nivelul organizației. A stabilit când se organizează... Bun, așteptăm, s-a stabilit până acum data congresului, deci 20 data congresului la București. Urmează ca în perioada următoare să fie stabilit un grafic de alegeri în unele organizații care au fost destructurate și s-au stabilit câteva organizații care sunt în asemenea situații și evident va fi și o conferință județeană în care se vor completa aceste posturi. Deci până la congres, într-adevăr, toate structurile teritoriale ale organizației județene a PSD-ului, inclusiv cea de la nivelul județului, vor fi complete din punct de vedere al organelor de conducere. Spuneți-mi dacă se va face și o evaluare a organizațiilor locale, acolo unde nu s-a obținut un procent satisfăcător. Da, sigur, domnul președinte Căciumaru a prezentat un raport al alegerilor, urmând ca să facem în perioada următoare o analiză pe localitățile unde s-au obținut rezultate mai slabe la alegerile parlamentare. Există această intenție. S-a făcut, eu știu, un grafic, se știu care sunt localitățile... Nu, deocamdată nu, pentru că bănuim și cred că așa se va întâmpla, va veni acest grafic de la București când să aibă loc alegerile la nivelul organizațiilor locale, la nivelul organizațiilor municipale și la județ. Deci, din acest punct de vedere, va fi o coordonare de la nivel de centru. Adică ne va da perioada până când trebuie făcute aceste alegeri. Da, la nivelul analizei la organizațiile respective, acolo unde nu s-a obținut un procent de peste 50%, pe ce criterii vor fi luate în calcul? Sigur că acolo vor trebui să dea explicații, pentru că, după părerea mea, vă dau sigur o analiză simplistă. Dacă primarul a obținut 75% la alegerile locale, USL-ul a obținut 70% vot politic în localitatea respectivă, iar acum la alegerile parlamentare obții 44%, care să fie explicația? O să aflăm atunci când o să o văd. Asta trebuie să explice cei care sunt în aceste situații de ce s-a obținut acest scor. Poate n-a acționat bine organizația, poate nu s-a acționat din altă parte. Deci sunt analize normale, firești, în orice organizație și nu neapărat pentru a tăia niște capete, ci pentru a stabili niște măsuri, fiindcă a sesizat foarte bine președintele Florin Căciumaru. Noi trebuie să ne pregătim ca formațiune politică, suntem în 2013, am început, dar în 2014 vom avea două rânduri de alegeri, alegerile pentru europarlamentare și alegerile pentru prezidențiale, iar peste 2 ani, în 2016, sigur, vom avea alegerile locale, alegerile parlamentare și așa mai departe. Deci, trebuie să fim organizați ca formațiune politică, chiar dacă suntem acum într-o alianță. Nu se știe cum evoluează lucrurile. Poate atunci nu o să mai stabilim să candidăm USL total. De exemplu, vă dau exemplu la alegerile locale.
Și fiecare formație Au mai undeva. fost situații din acestea și în unele județe și acum. Și atunci trebuie să fim pregătiți ca partid, ca partid mare, ca organizație puternică în Gorj, să avem candidați pentru toate cele 70 de localități, să avem organizații foarte puternice, astfel încât să avem scoruri bune la aceste alegeri. Dumneavoastră ați trecut acum printr-o campanie electorală. Cum ați simțit primarii? Au fost alături de candidați? N-aș mai vrea să... Sigur, eu nu pot să spun decât prin prisma colegiului meu. Sigur, am avut doi primari care n-au fost ai USL-ului, primarul de la Țicleni și primarul de la Dănești. Am spus la momentul respectiv, nu mai vreau să fac comentarii. Sigur, pot să spun foarte cert că primarul Florin Căciumaru, primarul Paicu de la Bălești și primarul Vasile Moșuiu de la Drăguțești au fost alături de mine. Și restul? Restul au fost echipele mele de campanie electorală. Deci nu primarii? Echipele mele de campanie electorală. Văd că nu vreți să spuneți mai multe despre acest lucru. V-am spus în două localități, era firesc să nu fie. Deși, nu erau membrii de partid, nici PSD, nici PNL. Sigur, era firesc să se întâmple acest lucru, nici n-am, ca să fiu sincer, la cicle ne-am contat. Dar asta este viața. Nu întotdeauna se respectă înțelegerile și discuțiile ca între bărbați. Da, s-a întâmplat acum. Dacă se întâmplă și peste 2 ani la fel? Sigur, nu s-a întâmplat, vreau să fac această precizare, nu s-a întâmplat cu primarii PSD-ului. Dar cu cei de la liberali? În ce mă privește pe mine, în ce mă privește pe mine în colegiu. Deci nu s-a întâmplat cu primarii PSD-ului, de respectiv cu domnul Florin Căpăciumaru și domnul Paicu. Sigur, am fost bucuros că nu s-a întâmplat nici cu primarul PNL-ului de la Drăguțești. În rest, nu vreau să mai fac comentarii, pentru că eu am alte principii. Am aflat atâtea lucruri în această perioadă, încât nu mai vreau să mai reacționez în niciun fel. Sigur, am învățat o chestiune, că trebuie să te comporți cu oamenii și să faci niște înțelegeri atunci când crezi că respectivul a demonstrat de-a lungul timpului. Adică să nu aveți încredere din prima. Da, și vă spun și dumneavoastră un lucru pe care l-am mai spus la niște posturi de televiziune și poate și de radio. Un preot tânăr pe care eu l-am ajutat, a făcut o pictură și a făcut pictura la biserică, o biserică din municipiu. Cu 4 zile înainte mi-a dat telefon și mi-a zis: domnul deputat, să aveți foarte mare încredere, totală încredere în Dumnezeu și mai puțină încredere în unii oameni. Și să fiți sigur că Dumnezeu va fi de partea dumneavoastră. Și s-a adeverit. Mi-a deschis, m-a pus și pe gânduri, vreau să vă spun, pentru că acest telefon, dacă vreți, s-a potrivit cu niște informații care mi-au venit chiar în acea zi, pe telefonul a fost după masă, în acea zi de dimineață, dintr-o localitate. Și m-a pus pe gânduri, sincer. Da, asta este viața, ca om public te expui la foarte multe lucruri, evident că poate și zodia te trădează uneori. Zodia mea este să am încredere în oameni, mie nu mi-a plăcut niciodată decât să lucrez direct, n-am spus una sau am promis una oamenilor, mai ales și ca un politic. Eu, de-a lungul timpului, atunci când am intrat într-o combinație pentru alegerea, de exemplu, a președintelui Consiliului Județean, eu m-am ținut de acea promisiune, n-am trădat. Deși am fost chemat, mi s-au oferit niște lucruri ca să trădez. Dacă am purtat o discuție și am pierdut, sigur, asta e viața în politică. Mi-am menținut aceste principii, am acționat ca tare.
Deci nu mai fac probleme, nu voi reacționa în niciun fel. Sigur, mi s-a pus o întrebare dacă aș fi pierdut alegerile, ce reacție aș fi avut. Nu pot acum să spun ce reacție aș fi avut, dar oricum cred că lăsam, dacă vreți, la nivelul soartei. Asta este viața, asta ți se poate întâmpla și te expui atunci când ești om politic la tot felul de Aș vrea să schimbăm acum activități. Sigur, puțin da. registru, să vorbim despre taxele și impozitele. Ce se Da. întâmplă cu taxele și impozitele Până au fost locale? atâtea comentarii vis-a-vis de aceste impozite și taxe. Haideți să ne înțelegem un lucru foarte clar. Deci, legea finanțelor publice locale prevede foarte clar că guvernul are obligația de a comunica din 3 în 3 ani de zile nivelul inflației. Pentru că nu pot să faci o indexare a impozitelor și taxelor cu nivelul inflației dacă nu-ți comunică cineva aceste date. Ori guvernul avea această obligație să comunice care este inflația. Sigur, au fost foarte multe comentarii. Guvernul a publicat această inflație printr-o hotărâre de guvern, iar consiliile locale pot să indexeze impozitele cu această inflație, să mărească impozitele cu această rată a inflației sau nu, din 3 în 3 ani. Asta este foarte clară treaba. Și acum a fost lăsată la latitudinea consiliilor locale. Sigur Deci că fiecare în cineva, localitate nu, unii abia stabilește. aștepta acum să spună guvernul, domnule, majorați impozitele și taxele locale cu rata inflației. Nu știu de ce s-au făcut, am văzut foarte multe comentarii, foarte multe nemulțumiri. E o prevedere legală, altceva guvernul n-a făcut. Decât a comunicat rata inflației. Și Avea acum această... depinde de fiecare comunitate Sigur locală? că da, avea această obligație. Avea această obligație să comunice rata inflației. Comunitatea locală și analizează dacă veniturile pe care le încasează din impozite și taxele locale cu sumele de echilibrare și așa mai departe, îi asigură funcționarea instituției respective și îi asigură în același timp și niște resurse de cofinanțare dacă dorește să atragă resurse europene sau dacă dorește să facă niște investiții din buget, dacă are Dar aceste dacă resurse. nu indexează acum impozitele și taxele și la sfârșitul anului, nu știu, vin să solicite bani la Consiliul Nu, Județean, am văzut, la guvern. haide să ne înțelegem, că am văzut comentarii și pe declarația premierului. Dom'le, premierul n-a declarat că nu vor primi de la bugetul local pentru ceea ce este prevăzut pentru investiții. Nu vor primi comunitățile care nu au bani pentru funcționarea instituțiilor respective, adică pentru asigurarea salariilor și a prestărilor de servicii, adică pentru funcționarea instituției, cheltuielile cu munca vie, cu salariile și cheltuielile materiale, ca să fie pe înțelesul tuturor. Nu se poate, tu ca instituție, nu-ți asiguri prin veniturile tale proprii funcționarea ta ca instituție, nu-ți majorezi impozitele și taxele locale cu această rată a inflației, care înseamnă până la urmă impozite pe proprietate, sigur. Poți să o privești electoral, să spui, domnule, nu vreau să-mi supăr oamenii, dar te gândești și la funcționarea instituției, dar doresc să ți se dea bani suplimentari de la buget ca să poți să funcționezi ca instituție. Dar știți că de fiecare dată banii niciodată nu ajung. Și Sigur, de fiecare dată vor fi primari care vor dar sunt acele solicita sume de fonduri. echilibrare care se dau încă o dată. Sunt sume stabilite, niciun din impozitul pe venit, niciun fel de probleme din TVA, sunt sume care se dau pentru finanțarea activităților. Din acest punct de vedere și sunt procente clare. Sunt criterii de repartizare a acestor sume pentru Dar știți și comunitățile dumneavoastră locale. că ați fost și în Consiliul Județean și în calitate de parlamentar, ați avut tangență cu primarii care de fiecare dată spun că nu sunt suficienți bani, nici la Bun, echilibrarea bugetelor, nici... eu sunt foarte de acord pentru că există această dorință mare, încă o dată această mare dorință de a realiza foarte multe proiecte la nivelul comunităților. Sigur, poate prin ce o să spun eu acum o să supăr, dar este, dacă vreți, un lucru extrem de important și cred că acest guvern a înțeles și va face din acest punct de vedere ceea ce trebuie.
Eu le spun la curs studenților că întotdeauna nevoile sunt mult mai mari decât resursele. Și atunci când nevoile sunt mai mari decât resursele, trebuie să faci trei operațiuni obligatorii, orice ordonator de credite. Trebuie să facă aceste trei operațiuni, să inventarieze nevoile, să le cuantifice, adică să vadă ce sume trebuie pentru aceste nevoi și să prioritizeze. De exemplu, la nivelul localităților, domnule, dacă o localitate are probleme cu apa, sigur că prioritar pentru acea localitate este alimentarea cu apă. Vă întreb mai puțin, aș vrea să le spun telespectatorilor că numărul de telefon afișat pe ecran este pentru SMS-uri, deci nu încercați să sunați, mai mulți telespectatori încearcă să sune pe acest număr de telefon, este doar pentru SMS-uri, sau dacă aveți ceva să-l întrebați pe domnul deputat, puteți pune și un mesaj pe contul de Facebook afișat pe burtiera emisiunii. Da, bun, deci spuneam că trebuie prioritizate aceste cheltuieli. Și eu am să vă dau un exemplu. Am văzut un material la nivelul Ministerului de Finanțe când s-a făcut, dacă vreți, o inventariere a tuturor lucrărilor de investiții. S-au făcut niște analize pentru că din dorința de a porni foarte multe lucrări de investiții, este firesc să se pornească, nu fiecare primar dorește să facă la nivelul localităților foarte multe lucrări ca să poată să mulțumesc electoratul, s-au pornit foarte multe lucrări și pe modul de finanțare, pe sumele care puteau fi alocate din buget, erau lucrări care se terminau în 15-20 de ani. Ori, acum trebuie foarte clar stabilit, domnule, care sunt lucrările care trebuie terminate și să nu mai atacăm alte lucrări pentru a perpetua mereu această situație de a pune în dificultate și agenții economici care efectuează aceste lucrări, pentru că sunt agenți economici care au de încasat sume de ani de zile, da? Și pentru a ști foarte clar care sunt prioritățile pentru localitățile respective. În campania electorală tot se promite și din 4 ani nu se pot finaliza. Eu sunt foarte de acord. De aici, sigur că este această dorință de a obține foarte multe lucrări pe canalizări, pe alimentări cu gaze, dar sigur că trebuie făcute și niște priorități la nivelul localităților. Încă o dată, eu aici apreciez faptul că primarii au această dorință, că fac aceste proiecte, dar de multe ori nu pot fi alocate aceste sume de cofinanțare. Pentru că să ne înțelegem foarte, foarte clar, dacă nu ai aceste sume de cofinanțare, sigur că nu poți să atragi acele resurse, acele sume pentru executarea lucrărilor. De asta zic că trebuie cumva acum să prioritizăm și este pentru prima dată, vă spun, când am auzit două cuvinte în ceea ce privește un buget. Eficiența cheltuielor și prioritizarea cheltuielor. Adică trebuie să știm și noi. Doamne, a expus premierul Victor Ponta, am văzut puțin. Doamne, noi avem un buget la partea de venituri de 46 de miliarde de euro și 49 de miliarde de cheltuiele. Trebuie să știe lumea, domne, din 49 de miliarde de cheltuieli pe care dorim să le facem în 2013, nu știu cât reprezintă salariile, restul trebuie sume pentru echilibrarea bugetului de pensii, restul pentru investiții, atât pentru prestări de servicii, ca să știe unde se duc. Dar nu credeți că o să pierdeți din electorat? Eu nu cred deloc că o să se pierdă din electorat și electoratul va înțelege. Dacă eu cred că mai repede înțelege și eu am constatat lucrul ăsta. Sunt lucrări începute de 5-6 ani de zile. Nici acum nu sunt terminate. Care în multe locuri s-au degradat. Bun. Cu ce? Nu, mai rău îl nemulțumești pe om. Mai rău nemulțumești electoratul. Și eu vă spun că reproșeau treaba asta. Și atunci mai bine prioritizez. Pentru că electoratul sigur are nevoie de apă, să zicem, într-o localitate. Faci alimentările cu apă în localitățile respective și ai rezolvat o problemă care este necesară. Nu știu, de exemplu, dacă o canalizare este foarte necesară așa într-o localitate, pentru că o să constatați, eu n-am făcut o analiză la nivelul județului Gorj, dar o să constatați că la o canalizare într-o comună, da? Poate nu s-au legat 5.
Avem și un mesaj, un telespectator spune că are 50 de ani și oriunde a fost pentru a se angaja a fost refuzat pe motivul vârstei. Ca Da, bun. parlamentar, ce măsură aveți E în o această? problemă, e o problemă pe care a ridicat-o și este o problemă care este prevăzută în programul de guvernare. Deci, se vor scuti de la plata contribuțiilor sociale acei agenți economici care vor angaja tineri și oameni peste 45 de ani, cu condiția să fie menținuți 2 ani în servici. Deci există niște facilități prevăzute în programul de guvernare care vor fi stabilite în vederea angajării și oamenilor care depășesc așa. Dar ca și economist, credeți că firmele vor angaja persoane trecute de 50 de ani? Da. Eu sunt convins că vor angaja dacă au aceste facilități. Adică e important. Adică oameni care să aibă și experiență pentru firmele respective, dar evident și oameni care să cunoască meserie, oameni care să țină de servicii, ci oameni care să nu fi schimbat 20 de servicii în toată această perioadă, să duc să angajează, stau 3-4 luni de zile, nu le convine și... Sigur că... Sunt și astfel de persoane, dar sunt persoane care sunt trecute de 45 de ani și care își caută un loc de muncă și au fost Știu. Bine a existat, pregătiți. A existat pentru că nu au fost aceste facilități. Acum vor fi agenții economici, sincer, vor analiza și dacă aceste facilități sunt convenabile pentru ei, eu sunt convins că vor angaja acești oameni. Eu sunt convins. De fapt, au mai fost facilități la nivelul agenților economici și să știți că agenții economici au răspuns pozitiv. Rugămintea ar fi să nu mai sunați pe acest număr de telefon, este strict pentru SMS-uri. Da, trimiteți-ne un SMS și îl citim, îl comentăm cu domnul deputat. În altă ordine de idei, spuneți-mi ce se întâmplă cu bugetul Parlamentului, pentru că și aici au fost tot felul de discuții. Da, sigur, mi-a mai fost pus o întrebare. Încă o dată, și noi parlamentarii trebuie să ne adaptăm la noile resurse financiare, la bugetul care este acum. Sigur, nimeni nu și-a închipuit că o să fim 588 de parlamentari. Pe toate scenariile care s-au făcut, pe toate calculele care au fost făcute vis-a-vis de această lege, nu rezultau mai mult de o creștere a parlamentarilor cu mai mult de 50. Ia cât a fost această situație, nu se poate majora bugetul Parlamentului. Cui convine rămâne parlamentar în aceste condiții și după părerea mea n-avea unde să umble la cheltuieli. Eu cunosc, am aprobat 4 bugete ale Camerei Deputaților, știu structura bugetului Camerei Deputaților, n-avea unde să umble decât la cheltuielile de deplasare, la cheltuielile de cazare, care sunt foarte mari și după părerea mea este foarte bună măsura să dea o sumă fixă așa cum primește și europarlamentarii și sigur că în funcție de ce doresc să facă cu acea sumă, ce confort doresc să aibă, folosesc acele sume. Mai avem o întrebare de la un telespectator. Zice așa, întrebați-l de cele 18 conturi. Despre ce conturi este vorba? Păi nu știu, întrebați-l pe dumnealui, că eu nu știu despre ce... Reveniți cu un mesaj mai 18 explicit. Conturi. Oricum, probabil că asta... Nu știu cine poate să aibă 18 conturi. Nu știu, drumul Țicleni-Cărbunești, ce facem cu el? Este o altă întrebare, da? Da. Sigur, aici este o lucrare pe fonduri europene. A fost niște probleme în ceea ce privește resursele pe această lucrare. Din informațiile pe care le am eu, n-am purtat acum o discuție cu domnul președinte Ion Călinoiu, dar din informațiile pe care le am eu, în acest an se vor debloca acele fonduri și drumul va continua. Va fi realizat acest drum de la Peșteana la Târgu Cărbunești. Deci și locuitorii Tunșului vor avea drumul bun ca să poată să se ducă la Cărbunești și să vină și la Târgu Jiu, să poată să ducă și la Peșteana. Cred că se va termina în cursul acestui an. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, după care revenim la discuții în studio Goș TV.
Am revenit în studioul Goș TV, așa cum am înțeles și înainte, alături de noi se află domnul deputat Vasile Popeanca. Vorbeam despre bugetul Parlamentului înainte de pauză. Spunea domnul deputat că nimeni nu s-a așteptat la actualul număr de parlamentari. Corect, așa este și sigur că bugetul rămânând același ca în 2012, a trebuit să se stabilească niște măsuri. Ori toată lumea a vorbit cât de costisitoare este cazarea. S-a decis să se dea o sumă fixă, acum fiecare, sigur, își găsește soluțiile de cazare. Asta este situația, trebuie să o înțelegem, s-a redus din diunele de deplasare, reparațiile mașinilor trebuie să le suportăm noi. Sigur, aici e o problemă, mașinile sunt vechi, o minimă reparație a unei mașini la 15.000 de kilometri, pentru că la 15.000 de kilometri trebuie făcută revizia, costa între 12 și 20 de milioane. Da, trebuie să înțelegem că nu sunt bani la buget, că banii sunt orientați spre investiții și ca atare trebuie să ne conformăm. Da, dumneavoastră în condițiile de față vă mai convine calitatea de deputat? Eu vreau să vă spun foarte deschis că toată lumea m-a întrebat, eu am dorit să mai candidez pentru un nou mandat pentru a-mi continua proiectele care le-am început cu cei din colegiul meu și pentru a-i sprijini pentru obținerea altor proiecte. Nu neapărat că ar fi, sigur, m-aș fi necinstit și incorrect să spun că nu sunt câștiguri peste media din țară. Sunt un parlamentar, am mai spus-o, rămâne cu 1.500 de euro pe lună, discutăm net, excluzând toate celelalte cheltuieli, sau poate mai puțin, mă rog. Acum și mai puțin, dar este o chestiune de opțiune. Dacă îți convine sau ai alte soluții, nu mai rămâi parlamentar, ai calea de misie, nu e niciun fel de problemă, dacă îți convine, rămâi parlamentar. Câte cabinete vă deschideți? Eu am două cabinete. Și le mențineți? Mi le mențin, sigur. Mi le mențin, nu vreau să produc schimbări. Am aceiași oameni la cabinete. Sunt oameni care mă cunosc, îi cunosc, știu activitatea parlamentară, așa încât, din acest punct de vedere, nu am probleme în funcționarea cabinetului. Un telespectator vă întreabă, de fapt vă spune în prima fază, că la primăria Bălești sunt angajați pensionari și tinerii cu studii superioare nu au loc. Nu e păcat de acești tineri, unii și pensie și salariu și alții fără nimic? La primăria Bălești sunt angajați numai consilieri sau au fost consilieri sau au fost avânzătoare a domnului primar care e în momentul de față angajat a primăriei. Știți ceva care ar putea să fie și angajat? Sincer vă spun sincer. Și eu recunosc întotdeauna. N-am făcut nicio discuție, nicio analiză la nivelul Consiliului Local a structurii salariaților. Dar după părerea mea, e normal ca unii dacă există, pensionare angajați, e o greșeală. Și o spun foarte deschis și nu trebuie să se supere nici domnul primar, nici Consiliul Local de la Bălești. Ar trebui să mai trebuie, lase locuri trebuie, sigur, trebuie lăsat fără niciun fel de probleme. Sigur că acum este o problemă. Că dacă pleacă, trebuie să plece 7 ca să poți să angajezi unul. Și prinzându-i probabil așa în această schemă, în această structură, da? Au apreciat ei că mai bine funcționează așa cu oamenii decât să fie dați afară. Dar e o informație, am preluat-o, o să am o discuție cu primarul de la Bălești. Un alt spectator spune așa, de ce nu dau afară din parlamentar să avem și noi tineretul loc de muncă? Am 22 de ani și stau pe banii părinților. Da, are dreptate. Eu vă spun, în această perioadă am primit extraordinar. Am primit multe audiențe, m-au oprit mulți oameni. Este o problemă grea, problema locurilor de muncă și mai ales pentru tineri. Eu am fost impresionat. Am fost foarte deschis și sunt foarte deschis și foarte sincer. Noi ca parlamentari trebuie să ne luptăm în Parlamentul României să fie
aprobate, să fie inițiate acte normative care să creeze facilități pentru agenții economici, care să creeze facilități pentru investitori, să poată să fie create locuri de muncă. Asta este soluția. Alta, vă spun, peste tot acum sunt blocate la instituțiile de stat și toată lumea știe că a rămas la fel. Ceea ce privește companiile de stat, toate acum la început de an au sistat angajările pentru că așteaptă să-și realizeze bugetele și vedeți cum a fost memorandumul întocmit de Ministerul Finanțelor, toate companiile trebuie să realizeze profit. Și atunci, evident, fiecare companie își face o analiză, începând de la forța de muncă, de la resursele umane, până la celelalte cheltuieli, astfel încât să fie realizat profit în 2013 de către companii. Și, după părerea mea, nu mai pot fi acceptate explicațiile că o companie de stat nu este în stare să obțină, să realizeze profit. Nu mai pot fi acceptate aceste lucruri, pentru că dacă faci o analiză, vă spun, în ceea ce privește cheltuielile în companiile de stat, eu n-aș mai vrea să dau exemple. Am văzut niște situații. Nu Dar se poate. A fost o risipă a banilor extraordinari pe tot felul de posturi create și sume nu mici, pe tot felul de servicii și de lucrări făcute așa cum au fost făcute. Toată această risipă, sigur că nu mai poate fi acceptată. Nu se poate ca în companii de stat să fie datoare la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat. Nu se poate. N-au explicații. Dar dacă se întâmplă acest lucru în continuare, pentru că în momentul de față se întâmplă, care ar fi măsura care ar trebui aplicată? În legătură cu? În legătură cu companiile de stat care au datorii și e un lanț al slăbiciunii până la urmă. Păi asta este. Deci eu... Care ar fi decizia care ar trebui decizia să fie luată? Decizia este clară. Nu mai pot fi acceptate bugete ale companiilor de stat cu cheltuieli mai mari decât veniturile. Iar acolo unde există arierate, trebuie sigur găsite soluții să fie plătite aceste arierate, astfel încât companiile de stat să vină pe profit. Deci nu se poate, nu se mai poate, încă o dată. Și ele trebuie să pună piciorul în prag, nu de dragul de a face producție, să faci niște contracte cu niște beneficiari care știi că n-au bonitate financiară, care știi că nu își achită Da, în acest datoriile. Fel, unele companii vor da faliment. Nu. De da falimente e foarte greu. Pot să reducă personal. Asta e o altă chestiune. Dacă într-adevăr nu se găsesc niște soluții în acest circuit al resurselor financiare și în aceste relații pe care le are compania cu statul, să fie plătite acele sume. Știți foarte bine că au fost și primării care au fost la un pas de a fi la fundul sacului. Unele, Glogova și Bolboșu, aveau și sechestru pus. Auziți, iertați-mă, eu nu vreau să comentez calitatea ordonatorilor de credite din acele localități și ceea ce au făcut ei în acele localități. Încă o dată, există o responsabilitate a unui ordonator de credite. Deci primarul, în primul rând, este ordonator de credite. Eu n-aș vrea să fac comentarii, știu ce s-a întâmplat acolo, nu se poate, este inadmisibil. Este inadmisibil așa ceva. Da, un ordonator de credite și un director de companie o duce la faliment dacă nu știe să ia măsurile care trebuie. Iar acolo, într-adevăr, unde sunt probleme cu arieratele cum există la companii, statul trebuie să vină, dacă sunt în legătură cu statul, să vină să achite acele arierate. Nu, încă o dată, nu cred că mai pot fi duse așa și în continuare aceste situații. Pentru că, până la urmă, sigur, obiectiv, compania poate să fie rentabilă dacă statul își achită datorile. Dacă statul, ca agent economic, nu mai vrea să intre în relații cu acea companie, sigur se găsesc măsuri de restructurare, de privatizare, sunt atâtea forme prin care companiile de stat nu trebuie să dea faliment.
Un telespectator mă întreabă când va fi finalizată asfaltarea drumului Merfulești-Trocani, pe care ați promis-o acum 4 ani. Nu, am promis-o și în campania electorală, alături cu... Am fost în campania electorală cu președintele Consiliului Județean. Sigur, eu nu vreau să-i spun domnului telespectator că nu țin cont de voturile care au fost date la alegerile parlamentare. Dar e o promisiune. A fost făcută promisiune, va fi realizată. Deci în perioada celor 4 ani va fi realizată, va fi asfaltat acel drum. Vedeți, Merfulești-Trocani. Da. Le-am promis, am vorbit și cu domnul președinte al Consiliului Județean, vom realiza. Mai e acolo, de la Dănești, chiar la fel am promis și o vom realiza și acea asfaltare. A promis domnul președinte că o să o prindă în acest an. Deci ne ținem de promisiuni. Mai e un pod care deja am dus acolo, se lucrează la proiect, am dus prefabricatele, se lucrează la proiect, mă voi ține de promisiunile pe care le-am făcut, chiar dacă cei de la Dănești m-au votat 43%. Da, acum sunteți și parlamentarul da, celor și de la Dănești. Mă voi ține de promisiuni, ca să înțeleagă telespectatorul care a dat mesajul. Mă voi ține de promisiuni, ce le-am promis voi realiza, indiferent ce se va întâmpla, pentru că eu nu vreau să fiu considerat că nu mă țin de promisiuni. Aceste 3 promisiuni le-am făcut, da? Am avut prezent și pe domnul președinte, pentru că sunt drumuri care țin de competența Consiliului Județean. Vom realiza aceste lucrări în comuna Dănești. Vedeți, spectatorii și votanții până la urmă și ai Sigur. Dumneavoastră eu sunt și ai convins că cel care cont. A dat SMS m-a votat și mi-au promis foarte mulți și la Merfulești și la Trocani că vor vota USL-ul, nu e niciun fel de problemă. Deci dar, dar oamenii țin cont de promisiunile pe care Sigur. Le faceți. Sigur, și eu nu pot să fac, încă o dată, nu pot să îi nedreptățesc pe cei care m-au votat pentru unii care nu m-au votat. Nu, eu sunt foarte de acord. Am făcut acele promisiuni. Sigur, am spus-o și atunci când au fost alegerile pentru Consiliul, pentru Primăria Dănești. Aceeași promisiune le-am făcut-o celor de la Merfulești și Trocani. Dumnezeu, dacă îl votați pe domnul Bâzu primar, cert veți avea acel drum și pe domnul Călinoie la președintele Consiliului Județean. Dar sigur că trebuie să mai pui și niște condiții, că așa de, numai vedeți, de dragul, lumea suntem până la urmă... Să se miște lucrurile eu repede. Eu sunt foarte de acord, până la urmă suntem oameni politici. Noi ne luăm niște angajamente, dar trebuie să înțeleagă și alegătorii că trebuie și noi să punem niște condiții, pentru că dacă nu pui aceste condiții, evident că nu poți să realizezi, dacă n-ai numărul de voturi ca să ajungi parlamentar, da? Nu poți să realizezi ceea ce le promiți celor din... Același telespectator spune că aceeași promisiune ați făcut-o și în urmă cu 4 ani. Nu, eu în urmă cu 4 ani n-am promis nimic vis-a-vis de drumul de la Merfulești la Dănești. Îmi pare foarte rău, am promis drumul de la Brătuia. Și cei care se uită acum la televizor, de la Brătuia știu acest lucru. La Dănești, aceasta a fost promisiunea mea în deci campania din 2004 pe care am realizat-o. Și pentru că eu, drum... ca să fie foarte clar, Dăneștiu era PDL. Da? Să fie foarte clar acest lucru și nu puteam să fac eu niște promisiuni într-o localitate a PDL-ului care în 2008, sigur că n-a fost cu mine, au votat 38% pentru alegerea mea ca parlamentar. Și eu știam că este localitate PDL, am promis la Brătuia, m-am ținut de cuvânt. Deci n-am promis Merfulești-Trocani. Acum a fost promisă la alegerile locale și am promis la alegerile parlamentare. Am ieșit parlamentar, mă voi ține de promisiune, sunt convins că și domnul președinte al Consiliului Județean se va ține de promisiune pentru că am fost împreună. Mulțumesc mult pentru prezența în această seară la Gorj TV. Mulțumesc și telespectatorilor Gorj TV că ne-au urmărit. De asemenea și celor care ne-au trimis SMS-uri, că știți cum e. Întrebând, mai obținem un răspuns. Îl mai întrebăm și data viitoare pe domnul deputat ce a realizat din promisiuni. Eu sunt sincer în răspunsurile mele și îmi recunosc că atunci când fac promisiuni și nu le realizez, recunosc că asta este viața, nu...
Eu am fost parlamentar de opoziție. 2000. Acum sunteți la putere, vedem ce sigur. realizați. Ce le-am promis? Deci ce am promis pe unde m-am dus prin localitățile, localitățile unde le-am promis, mă voi ține de cuvânt, chiar dacă au votat 43%, 44% așa și cum mi-au promis spuneați, 60% acum sunteți parlamentarul și mi-au promis 60%, eu să mă țin de promisiune, stimată domnișoară și stimați alegători din localitățile respective. Mulțumesc mult pentru prezență, și eu vă sunt Alina Rudăchescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!